Bine v-am regăsit, sunt astrolog Luminița Listea și în această filmare vă voi prezenta horoscopul săptămânii 8-14 mai 2023 și vom vorbi, ca de obicei, despre principalele aspecte astrale ale acestei săptămâni de care trebuie să țineți seama, despre tranzitul lunii prin semne în această săptămână și cum vă va influența acest tranzit din punct de vedere emoțional și despre horoscopul pentru fiecare zodie în parte, mult așteptatul horoscop. În descrierea la această filmare aveți setarea fiecarei secțiuni și setarea horoscopului pentru fiecare zodie pe intervale de timp pentru a putea accesa rapid ceea ce vă interesează. După cum vedeți și această filmare, o fac tot de acasă, încă nu am apucat să mă mut, dar camera este goală. Probabil că auziți un ecou, s-ar putea să se audă un ecou în filmare. Mă pregătesc mai e puțin și mă voi muta la căsuța mea minunată și vom schimba și studioul. De-abia aștept să-mi aranjez noul studio și să fac prima filmare de acolo, dar până atunci am vrut să nu vă lipsesc de horoscop, să știți ce se întâmplă și în această săptămână destul de interesantă, veți vedea. Dacă doriți să susțineți canalul meu de YouTube, Astrolog Luminița Listea, dați like, subscribe și dacă doriți să intrați în comunitatea noastră, comunitatea Sirius, apăsați butonul Join, alătură-te și sunteți alături de mine și de partenera mea, psihoterapeut, facilitator constelații sistemice de familie, Laura Ghiță, într-un trip de oameni minunați și vă mai așteptăm alături de noi și în cele două tabere pe care le organizăm. E vorba de tabăra de vară de la Cisnădioara, 21-25 iunie. Vom lucra pe tema relațiilor. Eu, Laura și numerologul Romeo Popescu, care va echilibra balanța yin-yang, va fi o tabără interactivă în care veți învăța multe lucruri și veți pleca și cu teme pentru acasă. Și mai avem și Venus Retreat în Tenerife, 22-29 septembrie. Vom lucra cu energia lui Venus, o energie mai blândă, o energie specială a prosperității, pasiunii, iubirii, frumuseții, prosperității. Și vom lucra într-un mediu extraordinar. Eu am fost în Tenerife, este o insulă fascinantă, în care se îmbină cele patru elemente în mod armonios, apă, aer, pământ, foc. Vă așteptăm alături de noi să aveți niște experiențe de neuitat. Și acum haideți să vedem cum va fi această săptămână astrală, 8-14 mai 2023. Și în această săptămână suntem în acest spațiu liminal despre care am vorbit în horoscopul anterior. Este creat de acest prim sezon al eclipselor și în același timp și de retrogradarea lui Mercur în Taur. Putem spune că avem o săptămână în care predomină, atenție, să ne bucurăm, aspectele favorabile, aspecte de stabilizare, aspecte de clarificare, de pregătire pentru perioada care va veni după 15 mai, atenție, da, deci va veni următoarea săptămână, după această săptămână, după data de 14 mai, va fi extrem de intens, așa încât avem nevoie acum de puțină relaxare, avem nevoie acum de un context astral, a trecut și trenul la mine și într-adevăr mi-a spus, da, așa este. Singurul aspect tensionat și instabil are loc marți, 9 mai, când Soarele se întâlnește cu Uranus în Taur și se poate întâmpla orice. Așteptați-vă la neașteptat, lucruri neașteptate. Întotdeauna când avem o conjuncție, nu putem spune că este un aspect pozitiv sau un aspect negativ, fiindcă se poate întâmpla orice. Nu este o zi în care să vă programați activități de rutină, activități repetitive, mai degrabă fiți atenți. Dacă apare ceva, să știți cum să abordați subiectul respectiv. În restul săptămânii, Venus și Mercur fac aspecte favorabile între ele și cu nodurile lunare și cu Saturn în Pești. Dar haideți să vedem așa care sunt aceste evenimente astrale ale acestei săptămâni. Să vedem care este cartea acestei săptămâni, așa cum v-am spus, o săptămână mai liniștită, o săptămână care în mod normal nu ar trebui să ne dea foarte, foarte multe bătăi de cap. Și mesajul cărții Oracol este, ia să vedem, este îmbrățișează viitorul. Foarte interesant, dacă ne uităm la această carte,
Este exact despre ce este vorba în această săptămână. Suntem la un prag, dar ne pregătim pentru următoarea săptămână, care v-am spus, pregătiți-vă, este foarte, foarte intensă și ne pregătim să trecem peste acest prag, să îmbrățișăm viitorul care se va așterne în fața noastră. După 15 mai, Mercur va ieși din retrogradare, Soarele va intra în zodia Gemeni și vom mai avea niște schimbări ale energiei planetare și vom mai avea în același timp și o lună nouă în Taur. Deci multe, multe evenimente. Așa încât pregătiți-vă să pășiți în viitor, pregătiți-vă să vă deschideți către următoarea perioadă, către următoarea săptămână care va veni, îmbrățișând viitorul cu multă încredere și cu mult optimism. Începem cu acest aspect, această conjuncție în data de 9 mai, Soare conjunct Uranus în Taur, are loc la ora 22:55, gradul 18:55, este o zi în care pot să alterneze stările sufletești. Fie entuziasm, fie schimbare neașteptată, fie libertate, fie rebeliune. Nu este o zi bună, favorabilă pentru a vă respecta rutina zilnică, fiindcă nu vă va ieși, da? Deci să nu vă chinuiți, măcar. Puteți simți un impuls puternic de a face lucrurile altfel, dar cel mai bun sfat pentru această zi este să nu așteptați să vină schimbarea către voi, fiți activi, căutați să faceți lucrurile altfel și poate inițiați voi schimbarea. Poate să fie mai dificil în această energie a Taurului. Știți că Taurul dorește stabilitate, dorește siguranță, dorește confort, dar chiar este indicat în această zi să ieșiți din starea de confort sau să vă pregătiți să faceți față unor posibile schimbări neașteptate și neplăcute care pot aduce perturbări supărătoare în viața voastră. Acest tranzit vă va deschide conștiința către vibrații mai înalte, ducând probabil la conștientizări, la alte percepții psihice. Vă veți simți mai bine în această zi dacă veți fi mult mai flexibili, mult mai deschiși la minte pentru a întâmpina, cum se cuvin, surprizele mai plăcute și experiențele mai palpitante. Nu este o zi, atenție, în care să vă răzvrătiți, să aveți discuții cu persoanele cu autoritate, cu șefii, cu partenerii, cu părinții voștri, să vă asumați riscuri inutile sau doar să vă răzvrătiți așa de dragul rebeliunii, fiindcă puteți să vă periclitați poziția la locul de muncă, relațiile pe care le aveți cu persoanele apropiate din viața voastră și puteți chiar să atrageți reacții agresive din partea superiorilor. În 10 mai, Venus în Rac face un sextil cu nodul nord în Taur, un trigon cu nodul sud în Scorpion la ora 18:35 la gradul 3:20. Energia aceasta venusiană practic se activează și facilitează manifestarea talentelor creative, în special dacă vorbim de familie, de mediul vostru familial. În 12 mai, Mercur retrograd în Taur face un sextil cu Saturn în Pești la ora 11:41 la gradul 6:09. Când Mercur retrograd în Taur se întâlnește cu Saturn în Pești într-un sextil, este un moment activ în care se mai procesează niște informații, cel mai posibil, dacă vorbim de un Mercur care e retrograd, de Saturn care ne conectează foarte mult la karma, avem de a face cu conotații karmice. Acest tranzit ne poate ajuta să înțelegem lucrurile dintr-o cu totul și cu totul altă perspectivă, să reevaluăm, să regândim planuri, proiecte, comunicarea, cu multă, multă responsabilitate și angajament, așa în stilul saturnian. Saturn în Pești vine cu doza de realism de care avem nevoie, în povestea pe care noi ne-am creat-o în mintea noastră, iar Mercur retrograd în Taur ne ajută să revenim la acel pragmatism primar care ne ghidează când avem nevoie să găsim o soluție viabilă. Este un tranzit care ne poate ajuta să ne clarificăm dubiile,
să ne concentrăm asupra unor aspecte cărora nu le-am acordat atenție, să reanalizăm planurile pe termen mediu și lung. Mercur în Taur se va mai întâlni cu Saturn în Pești, în sextil, la câteva zile după ce va ieși din retrogradare, în data de 19 mai, pentru a pune punctul pe i și a decide probabil ce soluție să aleagă. În data de 13 mai, Mercur retrograd în Taur face un sextil de data aceasta cu Venus în Rac, la ora 5:43, la gradul 5:59. Cu ocazia acestui tranzit avem șansa să ne mai relaxăm, să ne retragem poate din cercul de prieteni, rude, familie, fiindcă avem nevoie de spațiul nostru. Avem nevoie de limitele noastre pentru a reevalua aceste probleme legate de familie, poate de poziția noastră în familie, aspecte legate poate de spațiul locativ în care stăm. Dacă ați fost într-o negociere care s-a amânat acum, se pot relua discuțiile și reanalizați, rediscutați termenii inițiali. Dacă ați depus o ofertă, lucrurile se vor amâna cel puțin până după data de 15 mai, așa încât nu forțați nota și așteptați. În data de 13 mai, Saturn în Pești face și el un trigon cu Venus în Rac la ora 9:56, la gradul 6:11. Este un tranzit favorabil pentru iubire, pentru afaceri pe termen lung, cu bătaie lungă, deci tot ceea ce este foarte, foarte serios. Nu vorbim acum despre flirt sau despre o joacă în relații. Este un moment bun pentru a te angaja într-o relație, de exemplu, o logodnă, o căsătorie cu o persoană mai tânără sau mai în vârstă, pentru o uniune de durată sau pentru a face investiții pe termen lung, posibile investiții imobiliare. Relațiile existente se vor bucura de legături mai strânse, de stabilitate. Dacă o relație a fost stresantă în ultima vreme, acum este șansa ca ea să se rezolve, să se rezolve problema, să găsiți o soluție în cuplu, în parteneriat. Va exista un sentiment de respect reciproc și, în același timp, o concentrare pe aspectele practice, aspectele pragmatice. Deci cam acestea sunt evenimentele astrale, după cum vedeți, nimic spectaculos, nimic așa care să sară în evidență, dar ele sunt, așa cum v-am spus, sunt aspecte favorabile, aspecte benefice, aspecte în special de acțiune. Sextilul ne ajută să acționăm, să punem punctul pe i și, așa cum am spus, încercați să vă relaxați, încercați să profitați de lucrurile bune care se întâmplă în această săptămână, fiindcă va urma o săptămână, o să vedeți, wow! plină de evenimente astrale și schimbări de context. Acum haideți să vedem care este tranzitul lunii prin semne în această săptămână și cum vă va influența acest tranzit din punct de vedere emoțional. Începem această săptămână cu tranzitul lunii în Săgetător, care va dura până în data de 9 mai la ora 2:32. În timpul acestui tranzit, sunteți mai predispuși la probleme cu tensiunea arterială și cu inima. De asemenea, sunteți mai susceptibili la o serie de probleme gastrointestinale, cum ar fi ulcerul, arsurile la stomac. Atenție la stilul de viață care poate pune presiune asupra sistemului vostru nervos. Ar trebui să fiți siguri să aveți o dietă sănătoasă, să faceți exerciții fizice în mod regulat, pentru a vă menține sănătatea și pentru a avea grijă de voi. Luna vidă în Săgetător va avea loc între 8 mai, ora 23:27 și 9 mai, ora 2:32 și nu vă va influența. Din 9 mai, ora 2:32 până în 11 mai, ora 5:05, luna va tranzita zodia Capricorn. În timpul acestui tranzit puteți să fiți sănătoși, puteți să fiți în formă, cu poftă de muncă, dar puteți să fiți mult mai predispuși către depresie sau către probleme articulare și osoase, artrită, osteoporoză, gonartroză. Vă puteți confrunta cu probleme legate și de piele sau de păr, așa încât puteți să implementați o dietă sănătoasă cu fructe, legume, cereale integrale, proteine slabe,
în funcție de, și în funcție de regimul vostru, poate dacă implementați un regim în funcție de grupa sanguină, foarte, foarte interesant, vedeți ce vă face bine și vă poate ajuta la menținerea unei bune sănătăți și a unui nivel bun energetic. Luna vidă în Capricorn va avea loc în data de 11 mai între orele 2:52 și 5:05 și nu vă va influența. Din 11 mai ora 5:05 până în 13 mai ora 7:38, luna va tranzita zodia Vărsător și în 12 mai la ora 17:28 are loc faza ultimului pătrar. Este o perioadă mai stresantă, mai neregulată, în care nu este indicat să începeți ceva nou, da? Deci, practic, luna în Vărsător va face careu cu soarele în Taur. Mai degrabă vă concentrați pe temele curente, vă direcționați energia pentru a rezolva aspectele pe care încă nu le-ați finalizat. Cu ocazia acestui tranzit este importantă incorporarea de activități fizice în rutina voastră zilnică, spre exemplu yoga, alergare, ciclism, drumeții. Este important să vă implementați o alimentație sănătoasă în dieta voastră și atenție, avem aici tot influența saturniană la predispozițiile și către anxietate, nu uitați să vă hidratați în mod corespunzător. Luna vidă în Vărsător va avea loc în data de 13 mai, între orele 6 și 15, 7:38, deci o perioadă foarte scurtă și nu ne va influența. 10 mai ora 7:38 până în 15 mai ora 10:55, luna va tranzita zodia Pești. Urmează o perioadă în care cu toți vom fi mai sensibili din punct de vedere emoțional, mai predispuși către depresie, către anxietate. Poate să apară un risc mai mare de a dezvolta acest sindrom de oboseală cronică sau alte boli autoimune. În ceea ce privește starea de bine cu ocazia tranzitului lunii în Pești, va trebui să vă concentrați pe crearea acestui echilibru în viața voastră și nu, atenție, și nu pe rezolvarea problemelor celorlalți, ceea ce, bineînțeles, implică stabilirea unor limite, luarea unor pauze regulate de la muncă sau din activitățile voastre în rețelele sociale și practicarea îngrijirii de sine folosind meditația, yoga, pentru ameliorarea stresului și restabilirea echilibrului emoțional. Și acum haideți să vedem horoscopul pentru această săptămână, 8-14 mai, pentru fiecare zodie în parte. În primul rând, zodia berbec, da? Începem cu berbecii. Pentru voi, dragi berbeci, Soare conjunct Uranus în data de marți, 9 mai, vă arată de unde pot să apară surprize neașteptate și această conjuncție la voi are loc în casa a doua, care este casa banilor, s-ar putea să apară pentru voi aici o serie de surprize. Acum, surprizele, așa cum v-am spus, în cazul unei conjuncții, pot să fie surprize pozitive sau surprize negative, adică fie puteți să primiți niște bani la care, pe care de care ați uitat, da, pe care îi așteptați, dar v-ați tot plictisit să îi așteptați și câteodată îi mai ștergem de pe listă așa și uităm de ei, dar s-ar putea ca să se întâmple o minune, dar în același timp poate să apară și o surpriză neașteptată, chiar să așteptați niște bani și se întâmplă ceva, da, se amână această plată, se întârzie și vă pun în dificultate, fiindcă se poate ca să vă fi făcut planuri pentru a cheltui acești bani și uite că nu puteți să faceți acest lucru. Așa cum am spus, în această săptămână, pentru toate zodiile este valabil, pregătiți-vă, mai ales în ziua de marți, în ziua de 9 mai, pregătiți-vă să nu iasă lucrurile așa cum vreți voi. Dacă se întâmplă lucruri bune, să fie primite, dar dacă se întâmplă surprize mai neplăcute din punctul vostru de vedere, asta este, acceptați aceste surprize, faceți o reconfigurare de traseu și găsiți o altă soluție.
În data de 12 mai, de asemenea, are loc acest aspect favorabil între Mercur în Taur cu Saturn în Pești și veți vedea cine vă ghidează în acest proces de reevaluare a unei situații importante. Este vorba tot de energia banilor, da? Vorbim tot de casa a doua și s-ar putea să primiți niște mesaje prin vise. Atenție la ceea ce visați, atenție la mesajele pe care puteți să le primiți dacă vă conectați într-o meditație cu sufletul vostru. Deci fiți cu urechile ciulite, da, la lumea aceasta nevăzută, la mesajele subtile pe care le puteți primi sau mesaje pe care le primiți și de la ceilalți în diferite forme. Și în data de 13 mai puteți să vedeți pentru aceste probleme restante pe care le aveți, mă refer în general la problemele legate de bani, da? Problemele legate de valoare personală, de stimă de sine, asta este focusul în această săptămână pentru voi, puteți să vedeți cum sunteți ghidați să vă asumați responsabilitate și să rezolvați aceste probleme. Deci, în cazul vostru, puteți să rezolvați aceste aspecte legate de bani prin conexiune cu familia voastră. Pot să fie niște să se rezolve aceste probleme karmice care au legătură cu familia voastră, care au legătură cu părinții voștri sau cu persoanele foarte apropiate din viața voastră. Puteți să aveți niște conștientizări puternice, puteți să descoperiți poate niște secrete de familie, puteți să vedeți niște tipare moștenite legate de energia banilor, legate de valoarea personală, legate de faptul că meritați sau nu meritați ceva. Deci este pentru voi, dragi berbeci, este o săptămână foarte puternică care vă concentrează. Deci focusul cu acest Mercur retrograd, focusul este pe energia banilor, pe energia valorii personale, pe tot ceea ce ține de modul în care vă prețuiți și modul în care vă stimați și puteți să înțelegeți lucruri, puteți să aflați lucruri interesante și se pot apare acele wow-uri, da, acele momente de epifanie în care să vedeți lucrurile așa, practic să se împrăștie ceața și să vedeți lucrurile așa cum sunt. Fiți foarte deschiși, fiți foarte atenți, fiți foarte prezenți la informațiile care vin spre voi. Și să vedem și mesajul cărților oracol pentru voi, dragi berbești, pentru această săptămână, 8-14 mai. Ce ghidare aveți, dragi berbești, pentru această săptămână și ghidarea voastră este să credeți în magie, da, într-adevăr. Deci fiți atenți, așa cum v-am spus, la vise, la mesajele care vin către voi, la cântece, melodii, vedeți, dacă ne uităm în această carte oracol, avem aici steluțe, avem luna, avem note muzicale, avem și păsări, avem și delfini, avem și crucea Anc, avem și cadouri, avem și pe Saturn, da, care este nelipsit, avem și această spirală, da, deci toate acestea, avem și o scrisoare, inimioare, toate aceste indicii care ies din acest joben, da, magic, vă indică să fiți deschiși către lucrurile magice care se întâmplă în viața voastră și veți afla lucruri interesante. Taur. Taurii știți că sunt vedetele și acestei săptămâni. La mulți ani, dragi Taur, la mulți ani pentru aniversarea zilelor voastre de naștere. Să fiți sănătoși, să aveți multe, multe bucurii în acest nou an aniversar care se așterne în fața voastră. Și pentru voi, dragi Taur, în această săptămână, bineînțeles că focusul, reflectorul va fi pus pe voi, da? Pe identitatea voastră, pe personalitatea voastră, pe noile proiecte pe care doriți să le începeți. Acum știți foarte bine,
Mercurii este la voi acasă, este retrograd și s-ar putea să apară diferite vești în data de 9 mai, deci soarele în conjuncție cu Uranus poate să vă aducă niște vești, niște surprize legate de aceste proiecte, da? Pot să se rezolve niște pași, da? Sau în același timp pot să se blocheze aceste proiecte. Cine vă poate ajuta în această săptămână? În această săptămână vă pot ajuta prietenii voștri, vă pot ajuta persoanele din comunitățile din care faceți parte, vă pot ajuta persoanele cu influență din viața voastră, din aceste grupuri de lucru în care sunteți angrenați. Și în același timp, legat de identitatea voastră, legat de imaginea voastră, legat de corpul vostru fizic, puteți să inițiați o serie de discuții, o serie de discuții în aceste cercuri, în aceste comunități, în aceste grupuri de prieteni, în care poate să vă, puteți să vă prezentați experiențele voastre personale, să vorbiți despre problemele pe care le aveți. Poate e vorba de aspecte legate de vitalitatea voastră, de starea voastră de bine. Poate este vorba de cum arătați. Poate doriți să faceți niște schimbări și cu Mercur retrograd în Taur, la voi acasă, în casa întâi, chiar analizați posibilitatea de a face o schimbare, mai ales că Taurul este mai conservator și acum cu Mercur retrograd în Taur este momentul să faceți niște schimbări legate de noile proiecte. Într-adevăr, puteți să vedeți alături de prietenii voștri, alături de grupurile, oamenii din grupurile din care faceți parte, brainstorming, networking, puteți să vedeți legat de proiectele voastre noi de ce s-au blocat sau care sunt lucrurile pe care puteți să le faceți astfel încât ele să poată să fie lansate. Deci foarte, foarte multă agitație, discuții, comentarii alături de persoanele, să spun așa, apropiate din viața voastră, persoanele cu care puteți să împărtășiți aceste idei. Și hai să vedem și mesajul cărților Oracol pentru voi, dragi Tauri, pentru această săptămână, 14 mai. Mesajul cărților Oracol este să dați naștere, da? Să dați naștere, să creați. E vorba de creativitate, vorbeam de proiecte noi, da? Spune aici, voi iniția noi proiecte și voi manifesta această energie dinamică în lume. Deci, acum sunteți, vedeți cum este această femeie aici, parcă este într-un cocon, da? Într-un ou, într-un cocon, într-un spațiu sigur. Sunteți în această perioadă de pregătire a acestei inițieri, inițierea a ceva nou, această energie dinamică pe care o veți manifesta. Da? Mai aveți puțin până în 15 mai, până când Mercur va ieși din retrogradare și profitați de săptămâna viitoare, fiindcă între 15 mai și 21 mai, cât soarele mai este în Taur, mai aveți o fereastră de oportunitate pentru noi începuturi în viața voastră. Foarte interesant și această carte pentru voi. Gemeni. Pentru voi, dragi gemeni, această săptămână o să fie o săptămână paradoxal mai liniștită. Da? De ce? Fiindcă totul se rezumă, deci energia, totul se concentrează cu acest Mercur retrograd în Taur, în casa 12, care este casa viselor, casa conexiunii la subconștientul colectiv, casa dialogului vostru interior. Deci aveți nevoie de timpul vostru, aveți nevoie de acest spațiu interior, să vorbiți cu voi, să dialogați cu voi, să înțelegeți niște lucruri care au venit în viața voastră. Casa 12 este și casa unor aspecte karmice care vin către voi pentru a le rezolva, da? Atenție la ziua de 9 mai, când pot să apară lucruri neașteptate, atenție la visele, în special visele pe care le puteți visa. Nu uitați caietul de vise să-l aveți lângă voi,
fiindcă s-ar putea să se downloadeze, să se descarce niște informații cu această conjuncție între Soare și Uranus în Taur, informații prețioase pentru voi pe care e bine să le notați. Acum, cine poate să vă ajute în acest proces prin care treceți, este vorba de tot ceea ce ține de cariera voastră. Deci sunt aspecte la care vă gândiți legate de carieră, aspecte provocatoare. Practic, aveți aceste căutări interioare, aceste vise cu mesaje, dorința aceasta de a înțelege mai bine ce se întâmplă, să căutați un sens, să căutați un înțeles al unor evenimente. Și în același timp să primiți, veți primi posibil și această motivare externă generată de expunerea voastră în public. Da? Casa a 10-a practic vă cere să ieșiți în public, vă cere să vă manifestați în public, să vă arătați în public, să fiți vizibili, să vă afirmați personal. În același timp să aveți curajul acesta să culegeți roadele depuse, să culegeți recompensele materiale. De multe ori, nu știu dacă vi s-a întâmplat și vouă, dar eu am văzut cazuri în care tragem să facem niște lucruri, muncim extraordinar de mult și, cum spune românul, ne înnecăm la mare. Despre asta este vorba acum. Este acel moment de respiro, acel moment în care, dragi gemeni, permiteți-vă să vă reconectați cu voi, să aveți acest dialog interior cu voi și în același timp să aveți curajul să vă expuneți și în exterior, să aveți curajul să vă manifestați și să vedeți ce aveți de făcut, să găsiți cele mai bune soluții pentru a vă afirma personal și pentru a putea să culegeți roadele muncii depuse. Și hai să vedem și mesajul cărților Oracol, mesajul pentru voi. Dragi gemeni, pentru această săptămână 8-14 mai, mesajul este să reparați relații. Da, s-ar putea ca acest proces să fie un proces complex, da, un proces în care să aveți nevoie să gestionați relațiile cu persoanele care au o senioritate în viața voastră, care au influență, care au putere, da, partenerii, persoanele cu autoritate din familia voastră, fiindcă acum, pe Mercur retrograd, puteți să rezolvați toate aceste lucruri, să le mediați să găsiți cea mai bună soluție de care aveți voi nevoie acum. Rac. Pentru voi, dragi raci, în această săptămână focusul este pus în acest domeniu legat de prieteni. Prieteni, oamenii de care vă înconjurați, persoanele din comunitatea voastră, persoanele din grupurile de lucru, din aceste grupuri de networking din care faceți parte, colegii voștri de serviciu, de școală, de facultate, da? Deci, atenție în data de 9 mai cu această conjuncție între Soare și Uranus în Taur. Pot să apară lucruri neașteptate, da? Puteți să aveți niște întâlniri cu prieteni, cu colegi stabilite și aceste întâlniri să nu mai aibă loc sau pot să apară să aibă loc întâlniri așa intempestive la care nu v-ați fi așteptat, întâlniri care să vă aducă foarte, foarte multe informații. Deci fiți pregătiți pentru ambele ipoteze, ambele scenarii. În același timp, ce vă ajută pentru a reevalua tot ceea ce ține de domeniul acesta legat de prieteni, de grupuri, este sistemul vostru de credințe, sistemul vostru de convingeri în ceea ce credeți, care este adevărul vostru personal, probleme de moralitate, fiindcă s-ar putea ca acum să constatați că sunteți înconjurați de oameni, de prieteni cu care nu mai rezonați, da? cu care nu mai puteți să comunicați, să discutați, să vorbiți, să împărtășiți idei pe aceeași lungime de undă.
și aveți nevoie să vă centrați pe voi, pe valorile voastre și să vedeți ce anume doriți, ce anume este important pentru voi. Și tot în această săptămână veți căuta, deci este o săptămână pentru toate zodiile, cred, o săptămână cu acest Mercur retrograd în Taura căutărilor. Și voi vă căutați locul, vă căutați locul în cadrul grupurilor din care faceți parte sau unor grupuri noi pe care doriți să le accesați, în cadrul echipelor de lucru, în cadrul cercurilor de prieteni. Și este foarte important acum să vă asumați, chiar dacă gândiți la nivelul acesta, la nivel comunitar, la nivel de grupuri, să vă asumați acest curaj de a vă trăi propria voastră viață, de a ieși în față, de a ieși din anonimat și de a demonstra că puteți să faceți lucruri, să reconfigurați un nou sens pentru a trăi în această viață, pentru a învăța, pentru a studia. Interesantă temă pentru Raci. Hai să vedem și mesajul cărților Oracol pentru voi, dragi rași, pentru această săptămână, 8-14 mai, și mesajul cărților Oracol este să priviți mai în profunzime. Da, de fapt, acest lucru trebuie să-l faceți voi, deci să fiți mult mai atenți la ceea ce spun ceilalți, la ceea ce afirmă ceilalți, să fiți foarte atenți la ceea ce gândiți voi, așa cum am spus, la sistemul vostru de credințe, convingeri, la ce vă spune sufletul vostru, da? Și să înțelegeți că în interiorul vostru este acel adevăr la care trebuie să ajungeți. Leu, pentru voi, dragi lei, în această săptămână, focusul, reflectorul este pe domeniul legat de carieră. Da? Aici avem această energie puternică a Taurului. Și uite că în data de 9 mai, atenție la aspecte, probleme care pot să apară în carieră, da? Aspecte benefice, da? Poate laude, poate o promovare, poate se întâmplă ceva în cariera voastră care vă ajută să vă propulsați, poate invitația de a promova un produs, de a participa poate în zona aceasta online la o emisiune, dar în același timp atenție și la lucruri mai delicate care pot să apară în această zi, surprize neplăcute care vă pot da peste cap. Nu vă demoralizați și nu este sfârșitul lumii, da, chiar dacă vă ceartă șeful, chiar dacă ați făcut o bâlbă, să spun așa, sau s-a supărat un client, sau nu ați performat așa cum v-ați așteptat, nu este sfârșitul lumii. Unde puteți să lucrați? Puteți să lucrați foarte mult cu voi în această săptămână. De ce? Fiindcă aveți această șansă să reevaluați procesul, să reevaluați aceste situații care au apărut, să le reevaluați în această energie saturniană care vă ajută să vă reconectați cu voi și să vedeți modul în care gestionați relaționarea și cu ceilalți, cu persoanele din viața voastră și în special modul acesta în care vă gestionați, în care gestionați investițiile, sumele pe care le aveți în portofoliu pentru clienții voștri. Deci, atenție foarte mare în această săptămână, dragi lei, la carieră, atenție la lucrurile pe care le aveți de făcut, la contractele pe care le aveți de gestionat, la relațiile cu clienții voștri, la banii de care răspundeți în această săptămână. Într-adevăr, poate să fie o săptămână, așa cum v-am zis, în care să apară această afirmare în carieră, propulsare pe scara ierarhică, dar atenție și la ce îți dorești, fiindcă dacă ești pregătit pentru această nouă etapă, poți să fii susținut în proces și ai nevoie de acest dialog interior, intim cu tine, în care
chiar să te redescoperi pe tine, chiar să vezi ce dorești tu cu adevărat și să dorești și să vezi ce are cu adevărat sens pentru tine. Deci un proces foarte puternic, în special la nivel interior pentru voi, dragi lei. Mai ales că vă place foarte mult să străluciți, dar acum este momentul să vă afirmați această strălucire, dar nu oricum. Și haideți să vedem mesajul cărților Oracol pentru voi, dragi lei, pentru această săptămână 8-14 mai. Și primim acest mesaj Oracol, care este: zboară liber, da? Deci puteți să vă manifestați, puteți să vă întindeți aripile, așa cum am spus, da? Să zburați către ceea ce doriți, dar atenție la ceea ce doriți cu adevărat, atenție la ce are sens pentru voi. Fecioară, dragi fecioare, în această săptămână veți fi și voi preocupați să lucrați foarte, foarte intens cu sistemul vostru de credințe, de convingeri, care să vă ofere un nou sens în viață. Și în data de 9 mai, cu ocazia acestei conjuncții între Uranus și Soare în Taur, da, avem aici Mercur retrograd, s-ar putea să apară lucruri neașteptate. De exemplu, dacă doriți să plecați într-o călătorie, pot să apară o serie de piedici, o serie de întârzieri, o serie de amânări. Dacă v-ați înscris la un curs, acest curs se poate anula, se poate amâna, da? Se poate schimba. Deci fiți pregătiți pentru lucruri neașteptate. În același timp, dacă doriți, spre exemplu, să plecați într-o călătorie, poate să apară și posibilitatea unei oferte speciale de care acum puteți să profitați. Deci lucruri surpriză. Deci nu vă așteptați, când vorbim despre Uranus, nu trebuie să ne așteptăm numai la lucruri negative, da, care vin către noi. Haideți să ne gândim și să vedem că sunt și oportunități care pot să apară către voi în această perioadă, chiar dacă Mercur este retrograd în Taur, în special pentru persoanele care au Mercur retrograd. Chiar am primit un feedback de la o clientă de-a mea care mi-a și spus, zice, da, eu am Mercur retrograd, la consultație am ținut minte că mi-ai spus că am Mercur retrograd și am vrut să văd ce se întâmplă în această perioadă și, ce să spun, totul merge strună, duduie. Este primul an în care urmăresc acest tranzit al lui Mercur retrograd prin harta mea natală. Eu având Mercur retrograd și observ că toate lucrurile merg strună. Da, așa este și mie, la fel mi s-a întâmplat în această perioadă. Deci vă dați seama câte lucruri am avut, ca o paranteză, așa, câte lucruri am avut de rezolvat și totul merge strună. Deci sunt foarte, foarte mulțumită de acest Mercur, îl ador, acest Mercur retrograd în Taur, care m-a ajutat foarte, foarte mult cu această mutare. Și tot pentru voi, dragi fecioare, să revenim, cine vă poate ajuta în acest proces, da, legat de sistemul vostru, de credință, de convingeri, în special partenerii din viața voastră, deci persoanele foarte apropiate, poate partenerii de cuplu, poate partenerii de afaceri sau colaboratorii cu care lucrați, vă pot oferi o altă perspectivă, da? Vă pot susține, poate persoanele din comunitatea voastră și are loc acum, din punctul vostru de vedere, în relația cu ei, și o creștere a responsabilității voastre personale în cadrul grupurilor și în cadrul acestor parteneriate. Deci aveți și voi treabă, dragi fecioare, în această săptămână, așa, în ritmul lui Mercur retrograd în Taur. Și mesajul cărților Oracol pentru voi, dragi fecioare, în această săptămână, 8-14 mai, este... Ia să vedem, să împărtășiți celorlalți, da? Este un mesaj de dăruire, voi sunteți foarte darnici. Fecioarelor le place foarte mult să se pună în serviciul celorlalți, în slujba celorlalți, și iată, este această carte de a împărtăși ceea ce știți și către ceilalți și să fiți extrem de generoși în această perioadă.
un mesaj frumos pentru voi, dragi fecioare. Balanță. Balanțele vor fi în această săptămână, vor fi foarte mult preocupate, în special de aspectele financiare legate de investiții, legate de banii partenerului sau legate de intimitatea în relații. Atenție la ziua de 9 mai, în care Soarele face conjuncție cu Uranus în Taur. Da, pot să apară surprize plăcute pe de-o parte. Spre exemplu, poate să vină partenerul cu niște bani pe care i-a câștigat, da? Niște bani câștigați în plus. Sau poate să vină partenerul să spună că a pierdut niște bani pe care i-a investit, sau nu mai câștigă atât de mulți bani. S-a schimbat poziția partenerului la locul de muncă. Deci pot să fie ambele ipostaze. De ce veți fi foarte, ce vă va susține foarte mult în această săptămână? În primul rând, vă va susține efortul vostru propriu, efortul vostru personal, munca pe care o depuneți, și atenție și la echilibrul de care aveți nevoie acum în această săptămână, între starea voastră de sănătate și activitatea voastră profesională. Veți fi poate mai mult decât de obicei preocupate, dragi balanțe, de găsirea în această săptămână a unor posibile soluții de asigurare a independenței financiare. Da? Poate vă duceți la un curs care să vă ajute să vă câștigați o altă poziție în companie, sau puteți să aplicați la o altă firmă, da? Pentru o altă poziție. Puteți să căutați, începeți să căutați un nou loc de muncă. Sunt aceste soluții pe care le veți încerca, fiindcă veți fi nevoiți, probabil, dragi fecioare, veți fi nevoite, probabil, dragi fecioare, să găsiți acele soluții de a vă lua soarta în propriile voastre mâini. Deci este o activitate mai intensă. În focusul, reflectorul se îndreaptă către voi, către ce puteți să faceți voi pentru a vă asigura independența financiară. Și mesajul cărților Oracol pentru voi, dragi balanțe, pentru această săptămână, 8-14 mai, ia să vedem, mesajul pentru voi este să auziți mesaje de la Spirit. Deci să fiți foarte, foarte deschise, dragi balanțe, sunteți un canal clar pentru mesajele pe care le primiți de la Spirit. Deci fiți atenți, fiți deschiși și voi fiți prezente pentru a recepționa aceste mesaje. Scorpion. Scorpionii, în opoziție cu zodia Taur, vor fi destul de încercați și ei în această săptămână, în continuare, fiindcă tema principală va fi legată de energia relațiilor, fiind Taurul în opoziție, în casa 7-a, în casa relațiilor. Atenție la ziua de 9 mai, cu Soare conjunct Uranus în Taur, posibile aspecte, discuții între parteneri, competiție, lucruri care expansionează, explozii, da, de sentimente în zona aceasta a partenerilor, mai ales că suntem și după eclipsă, da, pot să fie reverberații așa ale acestui spațiu liminal, cum am spus, al eclipselor. Deci fiți atenți cum gestionați aceste relații cu partenerii. S-ar putea să fie o perioadă mai dificilă. Ce vă poate ajuta? E foarte simplu, este o soluție extrem de simplă pe care o aveți la dispoziție, este iubirea. Da, deci dacă apar discuții, comentarii, reconectați-vă la ceva legat de partener, reconectați-vă la momentele în care v-ați întâlnit cu partenerul, la iubire, la dăruirea aceasta care v-a legat pentru a crea această relație. Dacă sunteți într-o relație de parteneriat, de afaceri, atenție și aici, s-ar putea să apară discuții între parteneri, comentarii legate de bani, legate de noi proiecte, și
Una peste alta, această săptămână poate să fie o săptămână în care să regândiți aspectele legate de parteneriatele de orice fel. Adică, spre exemplu, să regăsiți acea înțelepciune de a reaprinde flacăra iubirii în relația de cuplu. Dacă într-adevăr relația de cuplu este o relație solidă, este o relație care chiar merită, în care chiar merită să stați și să investiți, sau să gestionați cu tact conflictele legate de parteneriatele de afacere. Deci teme destul de importante pentru voi, dragi scorpioni, fiți atenți cum le gestionați. Și mesajul cărților Oracol pentru voi, pentru această săptămână, 14 mai, dragi scorpioni, mesajul este foarte simplu și foarte direct. Să vă prețuiți, să vă iubiți, să vă acceptați. Deci toate aceste discuții pot să pornească de la faptul că nu vă iubiți suficient, nu vă prețuiți suficient și atunci nici în relația cu partenerul nu puteți să dăruiți iubire și nu puteți să găsiți acesta cu diplomație soluțiile necesare. Săgetător, dragi săgetători, voi veți fi foarte, foarte prinși în această săptămână cu problemele de serviciu. Da, foarte, foarte multă, foarte mult focus, foarte multă concentrare pe sarcinile de serviciu. Da, veți munci foarte mult, vă veți cocoșa poate de ta treabă, vor veni colegii voștri și vă vor mai da și ei teme, poate șefii, știind că puteți să duceți, vă vor mai delega niște teme. Dar atenție la data de 9 mai, când soarele face conjuncție cu Uranus, când pot să apară niște surprize, emisiunea surprize, surprize, da? Surprize legate de relația voastră cu colegii, relația voastră cu șefii, da? Lucrurile pot să evolueze bine sau lucrurile se pot strica, ca să spun așa. Puteți să luați decizii intempestive, nu luați decizii, vă recomand să nu luați decizii intempestive legate de muncă, legate de serviciu în această zi și încercați să gestionați toate aceste probleme legate de serviciu cu mult tact și puteți să cereți sprijin, puteți să cereți sfaturi unde? În familie, da? Puteți să mergeți să vorbiți cu părinții voștri, cu frații, cu surorile, da? Cu persoanele foarte, foarte apropiate din familie și să le cereți și lor sfatul, fiindcă vă pot ajuta acum, aveți nevoie de un alt punct de vedere, aveți nevoie de o altă viziune. De fapt și pentru voi are loc acest proces de conectare a voastră la puterea voastră personală, la inconștientul vostru personal, la intimitatea voastră pentru a înțelege ce poate să fie mai bine pentru tine, da? Și aveți nevoie în acest context de ajutorul familiei, de sfaturile familiei și de susținerea familiei. Și hai să vedem pentru voi, dragi săgetători, care este mesajul cărții Oracol pentru această săptămână, 8-14 mai, și mesajul cărții Oracol este: revelați lumină, radiați lumină, lumina mea iluminează lumea întreagă. Deci fiți și voi conștienți de valoarea voastră personală, fiți și voi conștienți de ceea ce puteți să faceți și în funcție de acest lucru vedeți cum vă gestionați problemele legate de serviciu și nu în ultimul rând fiți atenți la starea voastră de sănătate, fiți atenți la echilibrul pe care îl aveți, pe care îl aveți între munca la serviciu și activitățile personale, atenție la regimul vostru de viață, atenție la rutina zilnică. Capricorn. Capricorn, în ultima perioadă, v-am mai spus și săptămânile trecute, se concentrează foarte mult în această perioadă pe domeniul legat de iubire, da? Încearcă și ei să descopere, da? Să se conecteze la această energie magică a iubirii, să se iubească în primul rând pe ei mai mult, să își iubească mai mult copii, dacă au copii, să intre într-o relație de iubire și, bineînțeles, este nevoie de timp.
Este nevoie să aloce timp și să prioritizeze aceste activități. Atenție la această zi de 9 mai, în care Soarele face conjuncție cu Uranus în Taur, pot să aibă loc surprize, surprize diverse, surprize din partea partenerului. Da, partenerul de iubire poate să plece, da, spre exemplu. Sau surprize din partea copiilor, fel de fel de năzbâtii pe care copiii le mai fac, da? Le mai aduc în viața noastră. Asta este, sunt copiii noștri și trebuie să avem grijă de ei și să îi susținem. Dar pot să apară și surprize plăcute, surprize din partea copiilor, surprize din partea partenerilor de iubire, surprize legate poate și de decizia de a demara o nouă afacere. Deci multe lucruri pot să apară în această zi. Vedeți cum vă poziționați, vedeți cum vă pregătiți pentru această zi de 9 mai. În rest, este important să țineți cont în această săptămână de comunicare, modul în care comunicați cu ceilalți, indiferent că sunt persoane mature, indiferent că sunt copii. Și această temă a iubirii, în general, este foarte aspectată în această săptămână. Cum îți asumi tu responsabilitatea față de un partener? Cum comunici cu ceilalți? Cum comunici cu persoanele iubite din viața ta? Cum te angajezi într-o nouă relație de iubire? Sunt multe întrebări care acum vin către voi și vă solicită și simțiți că acum este momentul să faceți ceva și în acest domeniu, da? Acum este momentul pentru voi, dragi capricorni. Și hai să vedem mesajul cărții Oracol pentru voi, dragi capricorni, pentru această săptămână, 14 mai. Mesajul cărților Oracol este deschidere către iubire. Ce vă ziceam? Deci capricornii își deschid inima către iubire. Foarte, foarte fain această carte. Vedeți, universul m-a validat. Și dragi capricorni, deci toate pânzele sus, da, cum este în această corabie, toate pânzele sus, avem și acest steguleț cu inimioare. Deci deschideți-vă către iubire, fiindcă aveți un context astral favorabil pentru voi. Vărsător. Dragi vărsători, în această săptămână veți fi foarte, foarte preocupați de problemele casnice. Da? Deci veți fi preocupați, poate, să lucrați mai mult de acasă, să stați mai mult pe acasă, în jurul casei, fiindcă mai aveți și alte lucruri de făcut, sau să vă duceți în vizită la părinți, la casa părintească, fiindcă aveți poate niște evenimente de familie sau poate chiar doriți să vorbiți cu cei din familie, pot să fie o serie de probleme materiale, probleme bănești, poate probleme legate de o moștenire, legate de o partajare a unor bunuri în comun, în familie. Acum puteți să le rezolvați. Este o problemă pe care ați tot lăsat-o așa, ați tot amânat-o, e o problemă restantă și fiind Mercur în Taur, acum retrograd, și Taurul se leagă foarte mult și de zona aceasta de posesiuni, da? Tot ceea ce ține de posesiunile materiale și bogăție, puteți acum să rezolvați aceste probleme în familie. Deci, rezolvați aceste probleme restante, probleme de familie restante, probleme nerezolvate care ies acum la suprafață, legate de independența voastră financiară față de familie. Atenție și în cazul vostru la tiparele pe care le-ați moștenit în familie și, bineînțeles, țineți cont să rezolvați amiabil toate problemele acestea materiale care pot să apară. Și mesajul cărților Oracol pentru voi, dragi vărsători, pentru această săptămână, 8-14 mai, este, ia să vedem, mesajul este: ești în flux, da? Deci ești în fluxul Universului și voi sunteți pe calea voastră, da? Vedeți ce mai aveți de rezolvat în familie ca să puteți să călătoriți, să faceți această călătorie cu toate pânzele sus. Pești. Dragi pești, pentru voi în această săptămână
domeniul cheie, da, pe care este pus reflectorul, este domeniul legat de comunicare. Veți comunica foarte mult, veți vorbi foarte mult, vă veți întâlni cu persoane, atât live, cât și online. Veți iniția contracte, oferte, dar atenție că Mercur este încă retrograd și s-ar putea să nu vă iasă lucrurile așa cum vă așteptați, în special atenție la ziua de 9 mai, când Soarele este în conjuncție cu Uranus în Taur. Surprize în acest domeniu legat de comunicare, de ofertare, de contractare, s-ar putea să aveți stabilită o întâlnire cu niște potențiali clienți și această întâlnire să se amâne, să se anuleze, clienții să nu mai vină, să nu iasă lucrurile așa cum v-ați așteptat. Nu disperați, asta este, e Mercur retrograd, mai așteptați încă o săptămână și lucrurile se vor reveni la normal. Dar în același timp s-ar putea să aibă loc și surprize plăcute. De ce nu? Poate revine un client din trecut cu care inițiați niște oferte și rămăseți așa, cum se spune, în coadă de pește și acel client vine acum și spune că are mare nevoie de produsele, de serviciile voastre. Deci așteptați-vă și la lucruri bune, care surprize plăcute care pot să apară în viața voastră. Chiar vreau să spuneți dacă în această săptămână, indiferent de zodie, dacă au fost și surprize plăcute care au apărut, da? Să-mi scrieți în mesaje. Acum această gestionare a contractelor, a actelor, a comunicării, deciziile pe care le luați, contează foarte mult în coroborare cu curajul vostru de a vă afirma, curajul vostru de a ieși, dragi pești, în față, da? Creșterea stimei de sine, creșterea prețuirii față de voi, față de propria persoană și dorința și puterea voastră de a demonstra că puteți să vă depășiți limitele autoimpuse. Deci această energie puternică a Taurului vă ajută și pe voi foarte mult să vă stabilizați, să căpătați încredere în voi și să demonstrați că vă puteți depăși limitele pe care vi le-ați impus. Deci mult, mult succes în tot ceea ce veți face pentru a obține rezultate favorabile. Și mesajul cărților Oracol pentru voi, dragi pești, pentru această săptămână, 8-14 mai, este, ia să vedem, mesajul este să savurați plăcere. Deci, dragi pești, conectați-vă la tot ceea ce este bun în această viață, dar bucurați-vă de fiecare moment pe care îl trăiți. Din nou, aș vrea să spun, să dedic acest mesaj nu numai peștișorilor, ci tuturor celor care se uită la acest horoscop. Vedeți aici, avem un trandafir, avem o notă muzicală, avem o lumânare, avem un pahar cu vin, avem o prăjitură, avem o oglindă, avem o sare de baie, avem un parfum, da? Nu mai știu ce mai e pe aici. Deci, toate aceste lucruri. Deci, este o săptămână, repet, este o săptămână în care ne mai relaxăm puțin. Relaxați-vă! Da? Bucurați-vă de plăcerile vieții. Suntem încă în energia Taurului. Haideți să profităm de această energie a Taurului care ne activează toate simțurile noastre și Taurul ne spune: hai să ne simțim bine, hai să fim în această săptămână, să ne bucurăm de viață, să ne bucurăm de plăcerile vieții, să ne bucurăm de aceste mici bucurii pe care putem să ni le oferim. Un pahar cu vin seara, beți un pahar cu vin într-o seară, da? Faceți o baie cu bule, dăruiți-vă sau dăruiți o floare, un trandafir, cântați, da? Folosiți-vă coardele vocale, tot în energia Taurului, aprindeți o lumânare și bucurați-vă de viață. Asta este mesajul final cu care aș vrea să închei această săptămână. Profitați de această săptămână, fiindcă, așa cum v-am spus, urmează o săptămână extrem, extrem, extrem de agitată. Dar până atunci, bucurați-vă de viață.
Dacă doriți să susțineți canalul meu de YouTube, Astrolog Luminița Aristea, apăsați butonul like, subscribe și dacă doriți să faceți parte din comunitatea Sirius, apăsați butonul join alăturate și sunteți mai aproape de mine și de partenera mea, Laura Ghiță, psihoterapeut, facilitator constelații sistemice de familie. Toate cele bune și să ne revedem cu bine!